Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara împreună cu reprezentanții asociațiilor Club Sportiv Free Bikers Hunedoara și Club Sportiv Offroad Hunedoara au derulat la sfârșitul săptămânii trecute, în contextul campaniei naționale a Poliției Române Motocicliștii Există în Trafic, o campanie cu caracter preventiv, având drept scop sensibilizarea și determinarea conducătorilor auto și motocicliștilor în adoptarea unui comportament rutier preventiv și responsabil. În acest scop, în parcarea unui hipermarket din Deva, trecătorii care au trecut pe la standul amenajat cu ocazia acestui eveniment au primit informații și broșuri ce conțin sfaturi preventive destinate conducătorilor auto și de motociclete. De asemenea, participanții la eveniment au putut admira o expoziție de motociclete și vehicule off-road puse la dispoziția publicului de reprezentanții celor două asociații sportive.